Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitatul meu de astăzi este un actor foarte drag publicului. Mereu a fost un spirit exuberant, o prezență veselă și plină de umor. A șocat pe toată lumea atunci când a divorțat și când s-a apucat de facultatea de teologie. Nimeni nu bănuia că sub zâmbetul larg se ascundea un suflet care era încercat de întrebări, căutări și poate chiar suferințe. Doamnelor și domnilor, vă invit la o discuție despre viață, iertare, iubire și speranță cu Silviu Biliș. Se rupe inima în două, cade carne de pe tine. Vin acasă și ai găsit casa goală. Da, am ajuns acasă, a venit telefonul în care m-a rugat să încheiem mariajul. Am fost șocat. Te-ai gândit că chiar dacă divorțați, poate vă împăcați? Sau ai știut că e da, gata? Da. Deci am crezut până în momentul în care am aflat de cel mic, de copilul pe care Irina l-are acum cu partenerul ei. Am fost un tată mai bun decât un soț, cu siguranță. Trebuie să ajung, cum zicem noi, oamenii la fundul prăpastiei, ca să prind aripi și să mă ridic din nou. Această persoană, ca să nu folosesc nici cuvinte așa, mi-a arătat că Dumnezeu lucrează într-un mod cu totul deosebit, că nu te aștepți și n-ai cum să nu te vezi în veșnicie cu cineva pe care îl iubești. Bună, Silviu, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat, vă urmăresc, vă apreciez și chiar dacă sună mult, vă și iubesc. Mulțumim mult de tot pentru aprecieri, da, și pentru cuvintele pe care le-ai adresat. Ce faci? Cum ești? Sunt bine. Sunt bine. Întotdeauna cred că am fost foarte bine sau bine, doar că nu-mi dădeam seama. Și ce a trebuit să se întâmple ca să-ți dai seama? A trebuit să ajung, cum zicem noi, oamenii la fundul prăpastiei, ca să prind aripi și să mă ridic din nou. Și să contabilizez din nou, de data asta, cât se poate de asumat și cu maturitatea vârstei respective, lucrurile care au contat, lucrurile cu sens din viața mea, lucrurile care m-au bucurat, lucrurile care m-au întristat și chiar și acolo, în întristările acelea efemere, îmi dau seama că de fapt a fost tot bine și a fost doar o falsă nemulțumire pe care eu ca om prăpădit și limitat mă tot căzneam să controlez, să deslușesc eu tot felul de ițe. Și publicul te vedea mereu foarte vesel. Tot timpul erai cu glumele la tine. Da. Adică până acum ceva timp nu au văzut latura asta ta spirituală și poate când ai început să fii mai deschis și ai vorbit și despre problemele din viață, cum le are fiecare om? E adevărat, nu am spus. Spiritualitatea mea a fost, așa să spun, o preocupare, cred că destul de intensă și înainte de a deveni centrală. Da. Ca orice român care a mai fost pe la biserică, măcar în copilărie, aveam respect față de instituție, față de slujitori, aveam și superstiții. Când vedeam un preot, treceam pe trotuarul celălalt, țineam mâinile încrucișate, aveam tot felul de superstiții și obiceiuri de astea medievale, cu adevărat medievale, pentru că evul mediu chiar a fost un ev destul de strălucit, a dat renașterea, să nu uităm, da. Dar noi am rămas la tot felul de cutume. Aveam dorința de a intra chiar și în lăcașul de cult, dar tot timpul parcă eram nepregătit. Ba, aveam pantaloni scurți, ba, tocmai aprinsesem o țigare, ba, tocmai suna telefonul și mă chema la nu știu ce job foarte bine plătit și tot așa
amânam această întâlnire. Altfel, într-adevăr, profesia mea îmi cere o anumită, să spun, și strălucire. Da, e firesc. Corect, așa. Totuși m-am format la umbra unor monștri sacri, mamuți, ai filmului, ai teatrului, ai divertimentului românesc. Am jucat ani de zile alături de maestru Radu Beligan, adică asta spune Carmen Stănescu. I-am admirat pe Arșinel, pe Stella Popescu, pe Ștefan Bănică, Toma Caragiu, nume care au făcut istorie în televiziunea română. Și da, nu se plângeau. Și eu aveau greutăți. Corect, asta și spuneam. Fiecare om, da. Adică nu există în viața cuiva să fie totul lin. Nu, nu, nu. Și nu știu cum ar putea să se întâmple asta. Ce să spun, la mine a fost lin. Chiar a fost lin. Și linul ăsta era un lin, nu-i lin și iară lin. Adică era un somn al unei lene, care se instalase, adică cotidianul de zi cu zi. Te fură, casă, serviciu, copii, familie, casă, serviciu, copii. Și nu mai găseam timp, de fapt, pentru mine, cu adevărat. Acum aș vrea să precizez că am venit aici nu ca să mă plâng, dimpotrivă. Cum îți spuneam și la începutul podcastului, cred că rostul nostru, al oamenilor și al oamenilor de televiziune și al artiștilor, e să împărtășim din experiențele noastre, să facem fapte bune, să ajutăm pe ceilalți cu exemplul pe care îl oferim. Și de asta sunt și aici. Și așa revenind, era o existență, nu pot să zic banală, că aveam spectacole, covorul roșu la picioare, strălucire, lucrurile au frumoase. Dacă când cădea cortina, rămâneai tu cu tine. Dar știi că oamenii de acasă, când se uită așa la persoanele publice, la actori, și văd doar partea asta strălucitoare, li se pare că e totul minunat și că viețile lor sunt wow. Și cumva zic, uite că eu am greutățile mele, știi? Și de aceea e foarte important, știi, cumva să împărtășești și să înțeleagă că, de fapt, și actorul e și el om. Și are desigur, și el problemele lui. Unul dintre primele sfaturi, ca să spun așa, pe care le-am auzit de la Părintele Constantin Coman, în Facultatea de Teologie Ortodoxă anul întâi, la Noul Testament, la disciplina Noului Testament, Sfinția sa a spus așa: nu râvni niciodată la vocația celuilalt. Mi s-a părut foarte tare, adică cum, adică stai un pic, că eu mi-am dorit să fiu ca acești mari actori. Da. Ai grijă ce-ți dorești. Pentru că Dumnezeu are un singur defect: nu rămâne niciodată dator. Și mi-am dat seama că așa este. Poți să ajungi un mare actor cunoscut, faimos, și să nu ai bucuria pe care ți-o poate da familia, să nu ai, poate, liniștea, care e atât de prețioasă în vremurile astea atât de aglomerate. Și în anumite etape ale vieții, poate că faima, recunoașterea profesională, chiar în anturajul nostru al oamenilor de teatru, contează, dar la un moment dat, așa cum spuneam, cortina cade, rămâi tu cu tine. Și ce faci acasă? Ce faci tu cu tine? Unde te refugiezi? Da. Într-o pseudonevoie? Într-un viciu? Și atunci îți rămâne această autenticitate, care este cu adevărat spiritualitatea. Eu nu zic acum toată lumea să devină ortodoxă, deși mi-aș dori, dar măcar să aibă o spiritualitate care să aducă bucurie celor din jur. Da, și da. Să zidească. Așa. Că de dărâmat mai dărâmăm, suntem oameni, avem căderi. Dar ce frumoasă e și ridicarea. Da. Tu ai fost crescut de bunici. Părinții tăi s-au despărțit când erai foarte mic. Da, aveam, cred că, aproape un an de zile. Practic nici nu știi cum e să fii cu ei împreună? Nu. Practic, teoretic, nu. Practic, să zic așa, spre sfârșitul vieții tatei am avut împreună, datorită suferinței prin care tata a trecut și mama a trecut. I-am avut pe amândoi bolnavi, tata nu mai e, mai e doar mama și suferința, vezi, ne-a dus iar împreună. Eu am început să-l caut pe el foarte mult, bine, îl căutam și înainte. Avea nevoie de ajutorul meu, am fost alături de el împreună cu sora mea. Am și o soră dinspre tată și un frate dinspre mamă. Eu sunt cel mai mare,
ca să spun așa, din acest trio formidabil. Și, așa ca o mică paranteză, suntem bine, suntem uniți, lucru rar în ultima vreme. Da, eu am citit că cu fratele tău chiar ați dormit în același pat, ați copilărit împreună. Am împărțit același pat până aproape de... Va împlini eu 16-17 ani. Așa erau vremurile atunci, nu aveam acum fiecare camera. Deci stătea și el pe la bunici. Da. Chiar diferență de 8 ani a fost foarte aproape. Eu am dai mult de povestit, așa ca să nu mă abat. Și asta zic, adică practic am văzut în ultima parte a vieții tatei împreună, când existau poate anumite regrete. Și nu e un lucru rău să regreți, pentru că zice cineva foarte frumos, atunci când nu mai regret înseamnă că nu mai există speranță. Adică tu te-ai resemnat într-un scepticism. Nu trebuie să fie niciun regret de ăsta maladiv care te bage în depresie. Trebuie să fie un regret al unui fapt că e paradoxal. Că într-adevăr, lucrul ăla a fost îngăduit să se întâmple așa, dar tu ai posibilitatea prin prisma acestui regret să îndrepți prezentul. Da. Și să pregătești viitorul. Și așa cum spuneam, am crescut, cred că așa ca majoritatea copiilor din perioada aceea de bunici, părinții erau obligați să meargă la serviciu. Dar ei și-au refăcut viețile. Fiecare și-a refăcut viața, da, tata s-a recăsătorit. Tatăl tău nu prea a fost prezent în viața ta. Tata a fost, nu a fost prezent în viața mea. Nici așa măcar cum... de la distanță? Nici măcar de la distanță. Ca să spun, dar nu spun ca să zic tata că despre mă mai de bine. Da, ca să îi bați obrazul, cum niciodată, se spune. Niciodată, nu. Deci ați avut un conflict. Această... în înțelegere și zic că m-am împăcat cu acest lucru foarte bine. Nu, n-a fost niciun conflict. N-a fost, adică până la vârsta de 18 ani tata a fost prezent în viața mea doar de câteva ori. Chiar mama mea vitregă, cum ar fi mama surorii mele, aceea care îl îndemna. Femeile, știi cum sunt, adună familiile. Deci ea își găsește, dorea să își dorea. Aibă o relație cu tine. El nu că nu își dorea, pur și simplu profesia l-a furat cu totul. El a fost primar? A fost primar. A fost primar în orașul Snagov. Funcție mare. 10 ani de zile, funcție mare, responsabilitate uriașă, imensă. Deci, practic, el era 24 în 24. Da. 24 în 24 dedicat, era poarta deschisă, acolo era un trafic ca la o obor. Da. Să zic, venea cine te aștepta și nu te aștepta, toată lumea venea. A fost și un om foarte gospodar. Îndrăznesc să spun acest lucru, în urma lui au rămas foarte multe lucruri importante. A adus gazul în comună, a asfaltat, a făcut canalizări și... Adică și controversat pe de altă parte, dar într-o proporție mai mare un om iubit și regretat după ce n-a mai fost primar și respectat. Și de ce ați ajuns la acel conflict? N-a fost niciun conflict. Conflictul acela s-a întâmplat într-adevăr. În momentul acela a fost un conflict în care tata era singur, a făcut un accident vascular. Păi, de ce era singur? Pentru că divorțase și a doua oară. Și a avut o perioadă în care a locuit împreună cu cineva, au trăit împreună în concubinaj, o femeie foarte... Mie mi-a plăcut foarte mult. Dana, o salut și acum. Și de fiecare dată persoanele care au fost dragi tatălui meu le salut, pentru că i-au făcut viața mai frumoasă. Da. Tata n-a avut curajul să meargă până la capăt. Cu siguranță s-a întâmplat ceva acolo. Nici nu vorbeam lucrurile astea. A fost așa între noi. Ne vedeam, ne înțelegeam acolo din priviri, mă întreba dacă sunt bine. Și lucrurile mergeau mai departe și am primit acest telefon într-o după amiază, dimineață, nu mai știu, de la soră mea, tata e la urgență, vino să-l luăm. Vino să-l luăm, accident vascular, s-a uitat cu ochii în cer, nu știa pe ce lume este. A urmat un proces de recuperare, unde am fost și eu și sora mea împreună, alături de el, zi de zi, împreună cu asistență de specialitate și apoi în momentul în care s-a simțit bine, vânătorul din el a revenit, a zis, raus, a avut cineva pe care a angajat-o, o femeie care avea grijă, avea și un șofer, se plimba de colo-colo, numai că suferința și vârsta își puneau amprenta, începuse să mai țină socoteala banilor. A venit o grămadă de persoane în jurul lui, acești uli, șacali, cum le zicem noi, care sunt inevitabili, și au început să-l clămpăne, până la momentul în care chiar a ajuns să-și vândă casa. Să-și o străineze chiar. Și practic a pierdut cam tot? Nu, n-a pierdut chiar tot, pentru că în momentul ăla am intrat cu sora mea. A fost un proces destul de alambicat, prima oară, de a-l pune sub interdicție. Mi se părea crud ce făceam. Noi, vedându-l pe tata ca pe un om sănătos, adică chiar dacă era într-un scaun cu rotile, doar că făcea la mine bau, eu făceam, știi, adică multă vreme. Deci mi-a trebuit să conștientizez. Autoritate. Da, pentru că avea această autoritate. Tata era un mecher jumătate, ca zic, un stâlp. Era
om care mișca mulțimile, avea personalitate puternică. Mulțumesc, exact. Și noi care eram copiii lui, care știam oarecum și frica, să spun. Tata n-a dat niciodată mine, vreau să spun. Odată a vrut să dea în mine sau m-a atins așa, eu am ripostat, eram în mașină, mergeam la un drum și am zis: n-ai dreptul să dai în mine că nu m-ai crescut tu. Și mi se face pielea găină și am și lacrimi în ochi, că săracul n-a zis nimic. A înghițit-o, îți dai seama că fiind părinte și ulterior câte am înghițit de la ei, mi-a dat seama ce a fost în sufletul lui să-i spună ăla din spate, să-și băși tu ăla așa. Și n-a mai fost. A fost o dragoste de asta pe care nu mi-a spus-o decât către finalul vieții. Și a fost bine și așa. Și atunci am făcut acest proces de punere sub interdicție. Între timp au intervenit și terțe persoane, n-are rost să dăm nume, că ei se știu. Atâta pot să spun că tribunalul Buftea, îmi asum când fac această afirmație, okay, în acea perioadă era un tribunal foarte corupt. Și tu ai pierdut... Și am pierdut acest proces. Da. Am pierdut acest proces. Lucrul a mers în continuare în defavoarea lui. Dar voi, practic, voiați să-l declarați că nu este... Deci procedura, așa se numește, decădere din drepturi, punere sub interdicție și obținerea tutelei de către aparținători. Și, practic, noi eram cei care gestionam cheltuielile. Și cineva dintre voi trebuia să fie tutelă? Amândoi, era tutelă comună. Ah, și vreau să spun că asta s-a și întâmplat către sfârșitul vieții și spun, deci eu și sora mea eram la virgulă cu bănuții. Pentru că oricine putea să se sesizeze, să ne ceară acest bilanț. Și sunt aici, în fața Marii Adunări Naționale, spun, eu n-am pus, eu sau sora mea, n-am pus mâna pe un leu din banii tate. Dimpotrivă, îi găseam bani prin casă și îi aduceam și sume. Erau sume. Da. Adică nu am avut această conștiință a valorilor, educația probabil primită de la bunici, de la mama și această frică. Frică de Dumnezeu, eu zic, până la urmă, de a nu mă atinge niciodată de bunul celuilalt. Apropo de furat, am furat și eu de două ori. Așa. În viață. Ce? Zic acum? Da, bine. Ce și când? I-am furat maica mea din geantă. Că știi cum e. Da, aproape. În casnicii tăi dai cel mai ușor, că sunt la îndemână. Și am avut o perioadă, clasa a doua, a treia, a patra, nu mai țin de când, și îmi făcusem un obicei foarte prost de a mă duce la cinematograful Viitorul, de pe strada Mihai Eminescu. Și vedeam filme celebre, printre care și seria, toată seria Emanuel, că eram și noi preadolescenți, și așa, și ne făceam curaj, și treceam și pe lângă o patiserie unde făceam niște merdenele, mamă, mamă, și bugetul se cam ducea. Și atunci am început cu 3 lei bancnot, monedele acelea mai luam 3 lei, după aia am trecut la 5 lei, 10 lei, 25 de lei. Și într-o zi mama a realizat. Și simte că a venit peste mine în cameră, mi-a luat mâinile și mi-a făcut așa. M-a lovit peste ele, când pe stânga, când pe dreapta. Eu eram fără cuvinte, a fost o corecție de asta care acum, dacă cineva face... se duce la mititica pentru agresarea minorului. A fost o rușine, ceva, și de atunci s-a terminat. N-am mai pus mâna pe niciun capăt de ață. Iar a doua oară a fost înainte de acest incident. M-am dus la alimentara din colț, așa, cu gașca de la bloc, și am furat o ciocolată cu rom. Oh. Am furat o ciocolată cu rom. Și unul dintre noi cred că a furat și o sticlă de vin spumant. Oho. Dar de fapt noi vrem să facem aceste targeturi ca să ne demonstrăm noi cât de tari suntem. Că mă uit la copiii mei cum au trecut prin etapele astea. Am adus sticla cu șampanie înapoi, ciocolata n-am adus. După aia am spus maică-mii și mama mi-a dat 3 lei și a zis: te duci și duci acum. Și m-am dus cu 3 lei la vânzătoare. Ai recunoscut fapta? Am recunoscut fapta până la urmă și m-am dus cu 3 lei pentru că am realizat că ciocolata aia, acea femeie dădea socoteală pentru... Da. Și trebuia să pună limba da. În arunc. Și în momentul în care am dat acei 3 lei, am simțit că și sufletul meu se ușurează de fapta săvârșită. Da, micile noastre da. Copilării. Oamenii au fost șocați și când au aflat că divorțezi. Pentru că părea totul frumos. Și eu. Și tu. Chiar și eu am fost șocat. Da, am văzut într-un interviu, ai spus că ai venit acasă și ai găsit casa goală. Da. Dar cum e posibil așa? Adică, păi, voi nu vorbeați? Nu cred că mai vorbeam de ceva timp, de ani de zile nu mai vorbeam cu adevărat. Vorbeam, dar eu nu puteam să ajung la inima ei.
Dar de ce nu puteai? Adică acum, dacă ai analizat, ai trecut totul de stări, ai ajuns la o concluzie? Pentru că a fost foarte supărată pe mine. Dar ce ai făcut? Am făcut ce poate să facă orice bărbat. Ai înșelat-o? Nu. Nu, am avut vreo două, trei tentative. Adică ce înseamnă tentativă? Te-ai oprit, adică, la timp? M-am oprit la timp, dar se poate spune. Bine, așa, știi cum e, că domnule mi-a dat o palmă. Păi ce ai, bă, taie? Da, da, o palmă pentru cineva poate să fie foarte mult. Da, am avut, și asta a venit dintr-o deznădejde, efectiv o deznădejde, pentru că pe ea o furase foarte mult serviciu, făcea foarte bine ce făcea acolo și face în continuare și mă bucur pentru ea, are o carieră strălucită. Este manager cultural. Am în principiu. Și chiar un tip, eu tipă jos pălăria, mișto de tot, deci nu pot să zic, adică o am toată admirația pentru munca pe care o face și însă nu mai ajungeai la inima ei? Nu mai ajungeam, exact, nu mai puteam să... Aici vezi, fiecare la un moment dat... Dar ce îți reproșa sau... Putea să fie orice, putea să fie că nu i-am adus luna de pe cer. Deci era un reproș care agoniza deja, adică putea să fie... Nu acordai, adică, suficient atenție? Poate să fie și asta. E posibil și asta. Dar nu acordam mult, nu vreau să mă disculp, nu mai acordam multă atenție pentru că noi aveam un target de viață. Uh-huh. Aveam un status, adică la noi dacă n-aveam o hârtie, nu zic numele de brand, da, așa la toaletă, era deja grav. Deci trebuia să aveți acest confort. Da, venituri, adică să nu scadă venituri. Confortul trebuia să fie susținut, știi? Și asta era în detrimentul comuniunii noastre, uh-huh, practic. Mulți au zis că ne-am căsătorit foarte tine, într-adevăr. Ea, la 20 de ani, avea un copil în brațe. Deci noi avem... Eu am 50 de ani, anul ăsta fac, și am un băiat, mulțumesc Dumnezeu, de 22. Da, știu. Care ieșim pe stradă, zice lumea că suntem frați. Așa este, da. V-am văzut în emisiuni. Da, exact. Și au fost lucrurile bune. Dar aici s-a întâmplat, probabil... N-am mai crezut la un moment dat. Cineva n-a mai crezut. Ea n-a mai crezut. N-a mai crezut. Am trecut și noi prin... Dar tu ai crezut că totuși ați făcut, am, da? Am făcut terapie de cuplu. Și? Merită? Și da, eu cred că merită. Eu cred că merită ca fiecare să ia sfatul unui om înțelept sau care are o experiență. Că este psiholog, că e psihoterapeut, că este un duhovnic. Uh-huh. Da? Că este un om cu o anumită așezare. Pentru că, practic, dacă stai în urmă să te gândești, dar erau niște nimicuri, erau, dar, într-adevăr, erau niște valori pe care fiecare le împărtășea și au făcut foarte clar saltul. Eu am avut după divorț o perioadă de, mulți au putea să zică, regres, uh-huh, sau de stagnare profesional, dar m-am dus, am făcut a doua facultate. Da. Deci tot a fost o acumulare, da, pentru mine, un achievement. În engleză, bine, zic că vă zic că vorbesc să engleză. Engleză. Așa, deci un câștig. Iar ea a mers foarte mult pe partea, pe noul drum pe care și l-a ales. Acesta și-a fost foarte bine și în momentul ăsta, inclusiv pe plan personal, are o viață echilibrată lângă alt... Da, sigur că da, au și un copil foarte frumos împreună. Serios? Mhm. Un copil și te bucuri pentru ea? Enorm. Foarte mult. Am avut perioada aia în care, știi cum e, lasă că o să vezi tu, o să ajungi tu la vorba mea. Nu, și asta și m-am gândit și am zis, băi, în primul rând e mama copiilor și pentru copii ea trebuie să fie aptă. Da, adică trebuie să fie bine ea ca să fie copiii bine. Dar, deci tu n-ai crezut până în ultima clipă că chiar se rupe mariajul? Nu, pentru că acum pot să spun, s-a întâmplat așa, adică ne-am văzut, am simțit o răceală din partea ei și simți, că și noi băi, și bărbații simt, ca să zic așa, am ajuns acasă, a venit telefonul în care m-a rugat să încheiem mariajul, am fost șocat. În acea conversație, ai conștientizat că e chiar pe bune? În momentul ăla, că m-ai întrebat, am simțit că e casa goală. În momentul ăla eram doar eu cu pereții, nu știu dacă erau tablouri pe pereți, habar n-am, și am simțit cum cade casa pe mine, efectiv. Am simțit, mi-am dat seama că e sfârșitul, pentru că... A plecat ea. Irina, ca așa se numește, o femeie foarte hotărâtă și un om foarte asumat și nu are jumătăți la ea, e da, nu... Pe care am admirat-o foarte mult, de fapt. Și am realizat
acest lucru. A urmat o perioadă de regrupare. A fost o perioadă chiar de mai mulți ani în care am încercat să fac tot ce se poate omenește. Deci și din punct de vedere sunt foarte liniștit și împlinit și bucuros că am făcut tot ce se poate omenește. Adică să, copiii, să re... cum ați gestionat așa, situația? Așa, și zic, răspund imediat și apoi mi-am dat seama că mi-a făcut, de fapt, poate că cel mai mare bine care mi s-a întâmplat vreodată. Pentru că dacă până atunci eram un mort viu, acum eram un viu. Înviase, chiar dacă păream că eram mort la pământ, dar atunci, știi, e ca la nec, omul începe să înnoate. Iar cu copiii, am gestionat, i-a avut această și larghețe și înțelepciune de a-mi permite accesul permanent. Știu că se întâmplă atâtea probleme, situații de genul ăsta. Ea, datorită serviciului, a trebuit să lucreze într-o altă țară, am să spun, în Viena. Așa. A avut o funcție care a solicitat-o și a făcut, a dus-o până la capăt cu succes. Iar eu, pentru mine, în momentul ăla, n-am mai contat decât reabilitarea relației mele și cu ea și cu copiii, indiferent că am fi rămas împreună sau nu. Am încercat să repar cât am putut și deja eram de notorietate pe relația București-Viena. Adică ajungeam să zbor și de 3-4 ori pe lună. Și nu mă uitam la bani, nu mă uitam la timp. Țin minte că eram cu piciorul în avion și a sunat telefonul de la Teatrul Național. M-a sunat colega mea, Laura Grosu, zice, uite, un regizor foarte important vrea să te invite la casting, o să iei un rol foarte frumos într-un spectacol, cred că se făcea Regele Lir atunci. Zic, Laura, tu mă cunoști, știi ce înseamnă, asta e situația. Laura, la fel o femeie înțeleaptă, zice, du-te, fără probleme, mergi. Și a fost bine, a fost bine pentru că toți acești ani, care a fost o jertfă până la urmă, o jertfă pentru lucruri care sunt, avem nevoie și de această poziție socială, au clădit relația cu copiii. Și în acest moment suntem mai aproape ca niciodată, chiar dacă locuiesc în altă casă. Și în acea perioadă te-ai apucat de facultatea de teologie? Da, îți spun, în acea perioadă am început de fapt să merg la sală foarte des, la sala de sport, la forță. Și aveam un program în care mă trezeam la ora 5 dimineața. De ora ce te-ai apucat de sport? Păi am să spun de ce. Voiai să reintri pe piață, cum se spune? Sau din alte motive? Nu, vreau să spun că foarte multă vreme am fost singur. Singur în sensul în care n-am avut o relație stabilă. Da. Și am trecut prin aceste etape în care am zis, băi, ce fac? Merg în direcția one night stand, cum se zice, și schimbând doar cârciuma și decorul, sau fac ceva bun pentru mine. Și am făcut ceva bun pentru mine. Am să mărturisesc că a fost o minune. În primul rând m-am lăsat de fumat. Și mi-am dat seama că m-am lăsat de fumat datorită rugăciunilor unui sfânt. Și acest sfânt este Părintele Arsenie Boca. Am ajuns acolo, nu știu, Cristina, îți dau cuvânt de onoare, nu știu cum am ajuns la mormânt. Deci, îți dau cuvânt de onoare că nu știu cum am urcat în mașină, cum am ajuns, cu cine. Știu că am ajuns la mormânt, am căzut în genunchi, nu știu ce a fost în mintea mea, m-a rugat, am fost și la Sfântul Ioan, care are peștera mai sus acolo, m-a rugat și într-o zi m-am lăsat de fumat, uite așa, bine. La mine a funcționat și cu rugăciune. În loc să pun o țigară în gură, ziceam o rugăciune, un Tatăl Nostru, orice îmi venea în minte. Ce a fost? După aia mi-am dat seama în an de zile că de la el a început. El a făcut minunea asta. Că te duci o dată, de două ori, de trei ori, nu contează, nu contabilizezi. Deci el nu rămâne dator. Și a fost acest început în care i-am zis, băi, nu pot să mai trăiesc dezordonat. Am început să fac sport și de frică să nu mă îngraș că mă lăsesem de fumat. Tu mai avusese probleme cu kilogramele în adolescență? Am avut în adolescență, da. Am avut în adolescență, păcat că n-am niște fotografii, eram... Toată lumea te știe, Eram avut din cauza tot unor frustrări, că tot sunt la frustrări din adolescență, din copilărie și a unei vieți toxice, pot să spun, pe care am avut-o în al doilea mariaj al mamei,
începusem să rup frigiderul și lucrul ăsta s-a văzut foarte tare. După aia mi-a plăcut de o fată și am slăbit. Am băgat sport la greu. Și m-am întors pentru că mi-am dus aminte că sportul e sănătos, bineînțeles. Este clar. Și am început în paralel să frecventez slujbele din Biserica Ortodoxă. Am mers și la psiholog o perioadă de timp. Da, era mai multe depresie? Ședințe, o, cu siguranță. Cu siguranță. Acum vezi, există o nevroză pe care noi o avem, dar dacă e o nevroză bună, pe care tu să o transformi în lacrimi de pocăință adevărată, să-ți pară rău de ceva, adică nu să te învinovățești, dar chiar să te căiești pentru ceva, ce acolo, ci că să te căiești pentru binele pe care n-ai putut să-l faci și ai fi putut să-l faci. Mm. Atunci lucrurile se schimbă. Și am început să merg în terapie. Viviana, un om extraordinar pe care o aveam, prietenă în anturajul de prieteni din timpul mariajului și toți o admiram pentru așezarea ei și cu o viață și ea deloc ușoară, cu mulți copii pe care îi crește mai mult singurică. Zice, bă, totuși trebuie să mergi la un duhovnic. Și zic, ok, ce e asta? Și așa am ajuns către Facultatea Teologie. Biserica unde merg este Sfânta Ecaterina, iar Facultatea de Teologie este peste drum. Și zic, băi, stai un pic, vreau să văd și eu care e sensul rugăciunii, ce înseamnă Sfintele Icoane, ce înseamnă Sfânta Liturghie, ce înseamnă aceasta, ce înseamnă poporul român de 2000 de ani, ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă iudaismul, ce înseamnă budismul, ce înseamnă mahomedanismul, că acolo am învățat la istoria religiilor. Pentru că niciodată biserica n-a zis crede și nu cerceta. Dimpotrivă a zis crede și cercetează. Deschide cărțile, întreabă, bate și ți se va deschide. Și asta am făcut eu. Și în momentul ăla am renunțat la sport pentru că începeam cursuri la ora 6 dimineața. N-am vrut să ratez nimic. E o facultate grea, teologia. Foarte grea. Se pare că după medicină e cea mai grea. Eu am făcut 4 ani, se făceau 5. Și au fost niște ani foarte rodnici. În primul rând am simțit dragostea celor de acolo, părinții, profesori. E clar că e cu binecuvântare totul, începând de la patriarh. Și simțeai acest har al lui Dumnezeu acolo, adică orice ți se părea muzică psaltică. Habar n-aveam, m-am dus la facultate că îmi plăcea muzica psaltică. Pani gavu, pani pa, da, glasul întâi, sau nipa vugadiche zoni, asta e notația psaltică. N-am crezut niciodată că pot să desfac o psaltichie sau să cânt la strană. Nu, n-am crezut niciodată. Și acolo totul era posibil. Era un volum uriaș de muncă, eu eram foarte mânat din spate și cei colegii mei eram două categorii, cei de 18, 19, 20 de ani și cei de 50 până la 80. Deci am avut colegi care aveau 80 de ani la a doua facultate. Și, și bărbați și femei. Și a trebuit să renunț la sport. Și aici a fost într-adevăr mai greu pentru că a fost o perioadă de acumulare, după aia a fost o perioadă de răsfăț în care lucrurile au mers bine. M-am întins așa ca porcă pe burtă, mă scărpinam, că era o vorbă foarte frumoasă, ce îngrașă cel mai tare pomana. Și m-am lenevit și am pus pe mine scurs 10 kg. Și pandemia, totul era bine. Rugăciunea mergea, slujbele mergeau, dar eu nu înaintam. Nu înaintam. Rămăsesem undeva unde credeam eu că e bine. Și după mai multe întâlniri cu părintele duhovnic și cu părintele ieromonah Valerian, fostul actor Dragoș Păslaru, mi-au zis, băi, trebuie să faci o schimbare majoră în viața ta. Zic, păi mă călugăresc, zice, pas de tu, nu fugi de greu. Cum adică? Păi e greu, dar nu te duci acolo decât când ești bine. Tu trebuie să fii bine aici. Și cum să fiu bine? Păi trebuie să deschizi inima. Aoleu, am intrat în... Cum adică? Mi-a schimbat 180 de grade. Păi, căsășești o fată și... Părinte, câți ani trecuse de la divorț? Păi, cred că trecuseră vreo 5-6. Și îți era frică de o relație din asta așezată? Enorm. Era, nu? Da. După ce te ustură până la os, treci și pe trotuarul celălalt. Nici nu te gândeai că la o nouă căsătorie, de exemplu?
Nu. Nu mă gândeam. Nu. Te gândeai adică că mă gata... gândeam, tata, plec, îmi fac temele, copiii cresc, deschid aripile și mă duc, văd eu undeva. Mai era și varianta de a rămâne singur în lume, poți să rămâi și singur, dar e mai grea. Și așa cum îți spuneam, îți rămâne atunci chiar să ai o viață dedicată și să faci doar fapte bune. Sunt oameni care sunt jertfitori și fac lucrul ăsta, dar nu toți avem această măsură. Și până la urmă... Ți-ai deschis inima. Da. A fost greu să-ți deschizi inima? Nu. Nu, a fost greu, a fost să cred că pot să-mi deschid inima. Mai greu e să credem. Mm-hmm. Că se poate întâmpla. Da, exact. Poți să faci asta. Exact. Și, în primul rând, asta vorbesc nu mai neapărat dintr-un raport între un bărbat și o femeie, care trebuie să fie un raport cât se poate de fire și normal, și raportul cu ceilalți. Tot timpul aveam frica asta că cineva îmi urmărește ceva, are... Asta deja putea să semene și a schizofrenia, paranoia, adică putea să fie și un atac de panică. Da. Cu siguranță, știi? Și până la urmă am zis, stai un pic, că pe nimeni nu interesează problemele mele. Cel mai rău caz, sau cel mai fericit caz, pe mama, tata, copiii și oamenii foarte apropiați, dar și ei, până la urmă, se duc cu ale lor. Da. Și mi-am dat seama că trebuie să hotărăsc și să nu mai fie frică, să nu mă mai gândesc că pică drobul de sare de pe acoperiș. Și atunci am mers. Într-adevăr, ascultarea asta pe care o facem și noi în biserică, de multe ori ce, bă, că te spală pe creier. Din când în când e bine să ai și o igienă a creierului. Să-l mai scoți, să-l mai speli un pic și să-l pui la loc. De tot felul de automatisme pe care le deprinzi și să te dai un pic în spate și să vezi un pic și ansamblu. Și cum zicea cineva frumos, zice, băi, înainte eu nu vedeam copacii de pe drum, vedeam doar semaforul, linia continuă, exact. Acum am început să văd dincolo de semafor. Bine, când sunt la volan, sunt atent și sunt în trafic, dar pot să tragi și pe dreapta din când în când. Și într-adevăr, acum pot să zic că e un lux să mai tragi din când în când pe dreapta. Da, din cauza felului vieții din ziua de astăzi. Exact. Pentru că noi credem că trebuie să controlăm totul. Nu putem controla totul. Eu nu pot să fac ce face președintele României. Da. Cum nici el nu poate să facă ce fac eu sau ce faci tu. Așa e. Și plecând de unde am pornit, niciodată să nu râvnim la vocația celuilalt. Noi avem aceste două cutii în emisiune. Cutia sufletului și cutia banilor. Avem câte două întrebări în fiecare. O să te rog să le deschizi pe rând. Da. Acum să scoatem câte una din fiecare și mai târziu și pe celelalte. Așa, două. Cu ce încep? Cu banii sau cu sufletul? Încep cu cei mai aproape. Hai, începe cu banii și spune-mi dacă sunt importanți banii. Da, consider că sunt importanți în măsura în care pot să ajut și pe alții cu ei. Uh-huh. Interesant. Nu ca să fie hârtie igienică de un anumit brand. Nu. Sau de anumită carieră. Nu, e bun și confortul. Nu spun că trebuie să trăim acum cu saci pe noi și să mâncăm doar pâine cu apă. Nu. Toate, dar cum zice Sfântul Apostol Pavel, toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne sunt de folos. Aici trebuie să fie o dreaptă judecată. Bun. Opa. Bun. O să te rog să citești. Cum ați împărțit averea la divorț? Averea, marea noastră avere de la divorț au fost 6.000 de metri pătrați la Periș. Dacă interesează pe cineva, pământul meu de la Periș, îl pun la vânzare, o zonă foarte frumoasă, profit de acest lucru, fac publicitate. Da, deci a rămas cu 3.000 de metri și fosta soția a luat 3.000. A fost un moment foarte frumos în care ne-am întâlnit la notar, după ce ne-am mai întâlnit de câteva notar, ne uitam, zice, pe care vrei, pe care vrei. Care... Din dreapta sau din stânga? Nu conta, nu mai conta nimica. Era chiar, nu mai conta nimica. Deci, și l-ai scos la vânzare? Nu l-am scos la vânzare, trebuie nu am apucat încă. O să trebuie să mă ocup de el. Da. M-a ocupat. Stai un pic. Da. Și casa? Că ea a plecat, a rămas cu casa? Casa era a ta înainte? Noi am avut o casă care, într-adevăr, banii au fost... m-a ajutat tata, m-a ajutat. Și această casă, ca să spun așa, de fapt sunt două apartamente, ca să spun, cu siguranță vor reveni copiilor. Așa a fost. Așa e, da. Și a fost, o înțelegere tacită, clar. Fără să mai fie nevoie de nu știu ce. Nu. Deci asta, bunurile noastre la comună, aceștia au fost acest pământ. Pământ, care fac niște bani pe care am avut într-o casă, pe care a fost o investiție pe care ea s-a gândit la un moment dat să îi facă, să o facă eu. I-am zis nu, i-a zis da.
Și a fost cum a zis ea. A fost cum a zis ea și acum banii stau acolo într-un pământ. Da. Deci acum ce să zic, cred că e mai bine din când în când și femeia să asculte de bărbat. Da. Măcar din când în când. Așa se zice, așa zice atunci la, se zice la cununie, nu? Se zice, da, se zice așa că într-adevăr bărbatul e capul și femeia este gâtul și că se zice, poate sună taliban că femeia să stea cu un pas în urma bărbatului, nu în sensul ăsta. În sensul e mult mai profundă, de fapt. E mult mai profundă, exact. Bineînțeles. Bineînțeles. E mult mai profundă. Nu întâmplător a apărut bărbatul și apoi femeia, dar nu într-un fel în care să fie, să creeze femeia inferioritate. Împotrivă. Femeia este perfectă. În primul rând că ea procrează. Da. Deci voi, femeile, dă-i femei o casă, îți face un cămin. Dă-i o legătură de pătrunjel, îți face trei feluri de mâncare. Femeia mulțește. Femeia face binele. Dar poate să facă în același timp și rău. Bărbatul doar este cel care aduce, femeia chivernisește. Și de obicei când bărbatul zice un lucru, chiar îl zice și nu zice de la el. Îl zice dintr-o chestie care femeia, pe care femeia poate să consideră o slăbiciune, dar de fapt este o slăbiciune care ferește turma. Și atunci femeia trebuie să sună greu să te zmerești, să lase de la ea. Oricum el va face ce zice femeia, dar altfel e când îl iei cu binișorul și îl lași pe el să își dea seama, să zică, da, mama, ai avut dreptate, știi? Ca pe copil. Exact, gen. Bun, hai să deschidem și cutia roșie. După aceea o să deschidem și altă întrebare. Să luăm o întrebare din cutia roșie, din cutia sufletului, inimii. Hai să vedem ce... Ce sentimente te încearcă acum față de tatăl tău? Foarte multă recunoștință și dragoste. Chiar dacă mai fost supărările alea. Nu a fost nicio supărare, aia a fost, da, ce supărare, a fost nimic. Și faptul că, mă rog, nu ți-a fost alături în copilărie. Știi cum e? Adică, i-ai reproșat vreodată lucrul ăsta? Da, i-am reproșat, ți-am zis. Și? Nu ai voie să dai mine, că nu așa, ai crescut după mine. Așa, că i-ai... Și nu mai am zis. Avut, da, am avut reproș, dar în momentul în care ești în fața morții și omul ăla din față, nu știi când îl mai vezi și pentru tine, întâlnirea cu el, fiecare este un dar de la Dumnezeu, nu mai contează. Da? Nu mai, adică... Te-a cerut iertare pentru o, Doamne. Lucrul ăsta, că da. Nu prea a fost prezent? Nu mai putea să vorbească. Tata a rămas afazic după accidentul vascular și a fost un chin, a avut o cruce cumplită. Și în ultimele întâlniri îmi lua mâna și mi-a sărutat. El trebuia să mă duc în spatele casei să plâng în hohote, să nu mă vadă. Greu. Da, ți se rupe inima în două, îți cade carne de pe tine. Ți-ar fi plăcut să petreci mai mult timp cu el? Da. Da. Și am tras cât am putut de ultimii ani. Când am putut să îl prind mai aproape. L-am și cultivat, l-am invitat, îl căutam, mergeam la el cât puteam de des. Locuind și distanța asta, într-adevăr, era un impediment. Apoi erau și copiii care aveau nevoie de mine și tot timpul trebuia să alegi. Asta alegerile, știi? Tot timpul între ce alegi. Tot timpul am ales, zic, băi, aleg ce mai aproape de, cum e, ce ți-e, dacă ți-e cămașa mai aproape de piele. Zic că ăștia n-au nicio vină, într-un fel, sunt, au nevoie, trebuie să... Și ce-am, tată, iartă-mă, n-ajung acum că sunt cu ei, dar ajung mai târziu și ajungeam. Ajungeam. După aia era și el, își dorea, simțea că a ars etape, că ar fi trebuit să fie cu mine, îi părea rău, era o nemulțumire și, din punct de vedere, ne chinuia și pe mine și pe sora mea. Ea, ca fată, a avut o relație cu totul și cu totul deosebită, știi, cu fetele, cu tații. Da. Și... Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în sufletul sau ce în sufletul ei. Ce a fost acolo. Deși a stat mai mult cu el decât mine în casă, a fost o relație foarte specială și, adică, ce să mai... Era o sensibilitate acolo pe care el, fără să vrea o activa, o nemulțumire de-a lui, pe noi ne bloca, ne... Da, mă rog. Auzi, dacă tu când te-ai apucat de teologie, înțeleg că au cam fost șocați oamenii din da, familie. Da, mama mi-a trântit telefonul. Asta a fost foarte simpatic. O sun pe mama. Dar ce ai zis? Că... Băi, nu, nu-mi zis nimic, deci vreau să spun că a fost așa. Zic că mama știa că mă duc să dau la teologie. Deci mama am dat la facultate, am intrat la teologie. Și mama a făcut... Ha! S-a auzit... Ting, 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 tonul.
Zic, mama, ai închis telefonul? Da, ți-am închis telefonul. Acum că ai intrat, sper să dai seama că poți să faci, renunță, du-te, tu ești actor, fă-ți treaba, nu știu ce. După aia, după 10 minute, zice, mama, iartă-mă, nu știu ce a fost în mintea mea. Zic, dacă mi-ai fi spus că ești într-un club cu 7 femei, n-aș fi reacționat așa. Și dacă te duci la o treabă bună, care cu siguranță îți va duce liniște și îți va răspunde la niște întrebări, și-a dat seama imediat da. Că a reacționat, a fost un overreact, o reacție extraordinară. Și după aia, mă rog, încetul cu încetul am început să le explic. Din la început eram taliban, eram păi cu rugăciuni, aprindeam candele, tămâiam. E și acum am făcut, da, am făcut de asta. I-am zicea, doamne, toată lumea așa, bă, ce cu săracu-i bolnav, știi? Că așa este, la început ești fierbinte, alegi după Domnul și după aia te mai lenevești așa, mai sunt etape și etape. Dar asta e frumusețea, că ușa bisericii deschisă permanent. Și după aia, acum, cu ajutorul Dumnezeu, și mama merge, și fratele meu, și tata a mers, și până în ultima clipă a avut parte de asistență religioasă, s-a spovedit, s-a împărtășit. Da, te-ai lăsat de actorie atunci? Nu m-am lăsat, nu. Asta vreau să spun că a fost un lucru foarte bun. Am avut tot sprijinul din partea colegilor și a marelui... Dar te bătea gândul să te lași? Da. A marelui om care a fost Ion Caramitru, știi? Și el a înțeles. În primul rând, Ion Caramitru, când a auzit că a divorțat, a zis ceapa măsii de viață. S-a făcut așa rușa față, adică zice. Era un om care trăia pentru noi, chiar dacă nu părea, adică empatiza. Zice, nu știu, zice, dacă mi s-ar fi întâmplat lucrul ăsta, nu știu dacă aș fi putut să duc. El a avut o căsnicie foarte fericită da. Cu soția și copiii și familia. Și... a înțeles că lucrurile sunt așa, n-au pus presiune asupra mea. Eu mi-am făcut profesia, nu s-a văzut niciodată, nu s-a știut, că știți foarte bine, da. În presă s-a aflat după ani de zile, târziu exact. De tot, pentru că am ținut lucrurile astea, în primul rând am ținut-o pentru că am respectat dorința Irinei de a avea discreție și nici nu făcea bine, n-ar fi făcut bine nimic, nimănui, nici copiilor. Și inclusiv mama a fost foarte tata, de ce au aflat după un an de zile. Cum au reacționat ei când i-ați anunțat? Ei nu înțelegeau de ce nu mai venim, de ce nu mai suntem împreună la ei, nu mai ajungeam. Și eu ziceam, e plecată la post, mă duc eu acolo, nu știu ce, și după un an de zile când i-am zis, a fost lovitură de teatru pentru ei. Păi și nu te-a certat, știi cum fac m-a părinții? M-a certat. Dar ce? Care e motivul? Ce? Că nu a fost aia, n-a fost aia, adică... De... Nu m-a certat, dar de ce nu mi-ai spus? Și zic, mamă, de ce ți-aș fi spus ca să ce? Ca să mai ai o grijă în plus? Ca să-i spui ce? Să-i dai telefon? Pentru că acum știi cum e, lucrurile sunt amestecate. Și soacrele au gură mare. Păi, adică... soacrele și de o parte și de alta. E adevărat, nu. Osta mea soacră a avut o gură mai mică, dar, mă rog, eram eu prea învolburat atunci ca să-mi dau seama că ea, de fapt, nu ne vrea decât binele. Și maică mea ne vrea bine. Fiecare vrea binele din perspectiva lui. De azi, spre exemplu, vreau să-mi cresc copiii singuri. Și ea zicea, nu lasă, ce, tu te fă bani, tu lasă că ți-i cresc eu. Nu, până când am zis stop, eu vreau să-mi cresc copiii singuri. Eu mi-am crescut copiii singuri. Eu am avut deci bucuria. Nu voiai ajutorul bunicii. Nu vroiam nici măcar bone. Am avut și bone la un moment dat, dar mi-a plăcut să le schimb scutecele, să le fac de mâncare, să-i scot la plimbare, să-i le bag termometru în gură dacă aveau fel, să stau cu mâna pe fruntea lor când vomită, să îi țin în brațe când aveau colici. Am iubit lucrurile astea. Cred că am fost un tată mai bun decât un soț, cu siguranță, pentru că a fost ceva care s-a declanșat în mine din cauza, așa cum spuneam, faptului că eu l-am crescut practic pe fratele mai mic. Uh-huh. Mama era la serviciu și cine? Fratele mai mare trebuie să se ocupe de el. Și aveam această responsabilitate care a declanșat în mine acest afect, să spun așa, deosebit față de copii. Poate pentru că tatăl tău n-a fost. Cu siguranță. Da. Ia uite-te, cine știe? Da. Aflu și... Așa este. Asta e un lucru pe care trebuie să-l lucrez foarte mult acum. La care lucrez prezența tatălui și asta a fost, e adevărat, am fost și mamă și tată pentru el și revenind la întrebarea asta cu părinții, de ce nu le-am spus, pentru că poate să fie o prostie să zic că nu le-am spus, dar știam cum sunt, că s-ar fi îngrijorat prea mult. Ar fi încercat să se implice în așa, să încerce să probabil intervină? Probabil că da, cred că maică-mea ar fi încercat, taică-mea niciodată, taică-mea a fost un tip foarte discret.
Și la fel ca și foștii socri, niște oameni care au zis, băi, voi vi le rezolvați pe toate. Acum ce să zic? Tu poți să-i spui copilului, poți să-i spui ce vrei, că el oricum va face ce îi trece lui prin cap. Așa este. Și te-ai mai gândit că chiar dacă divorțați, poate vă împăcați? Sau ai știut că e da, gata? Da. Deci am crezut până în momentul în care am aflat de cel mic, de copilul pe care Irina l-are acum cu partenerul ei. Deci tu ai sperat până a născut ea sau până tu ai aflat că e însărcinată sau ai aflat deja când a născut? Am aflat deja când s-a născut. În momentul ăla a fost un moment pe care l-am trăit eu. Dar copiii tăi nu-ți spuneau? Nu. Dar de ce? Ca să te menajeze? Nu, pentru că li s-a cerut. Aha. Dar de ce li s-a cerut asta? Aici trebuie să o chem pe ea. Să-ți spună. Și în momentul ăla a fost, zic eu, nu pot să mai intervin nici măcar cu gândul vreodată în viața unor oameni care au de acum o familie și niciodată nu zici niciodată, că nu știi cum te pune viața față în față, dar e clar că în momentul ăsta este vorba de iertare. Așa e. Iertare. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Să vedem ce întrebare. Nu mai, frate, nu. Nu, nu. E foarte greu. Tu crezi că poți să dispui oricând și oricum de viața celuilalt? Mai avem o întrebare în cutia aurie. Da. Hai să o citim și pe aceea. Da. Am primit. Am primit așa cum ne-a spus copiilor. Exact atâta cât pot să îi ajut și pe ei. N-am să ascund, am primit și câteva procese.